De o bună bucată de vreme, Zoltan Blum are în custodie sinagoga și cimitirul evreiesc din Gherla, fiind singurul evreu din orașul unde odinioară trăiseră peste 1000 de evrei și își aduseseră contribuția la prosperitatea economică a urbei. În primăvara lui 1944, când antisemitismul a atins paroxismul, populația evrească a Gherlei a fost ghetoizată și apoi deportată la Auschwitz. Majoritatea covârșitoare a evreilor gherleni a pierit în camerele de gazare și în lagărele naziste. Puținii supraviețuitori, cu familiile spulberate de Holocaust, și-au pus speranța în statul evreu abia înființat, părăsind orașul care le-a fost cămin vreme de un secol și jumătate. Zoltan Blum a fost deportat la Auschwitz la vârsta adolescenței și a scăpat cu viață din infernul în care au pierit părinții și sora sa. A întemeiat o familie și a rămas la Gherla, îndeplinind îndatorirea de păzitor al memoriei evreilor de aici, fie că este vorba de memoria pietrelor sau de cea trăită. De-a lungul timpului, Zoltan Blum s-a dovedit un om harnic, un bun meseriaș, un cetățean implicat în educația tinerilor gherleni și un destoinic reprezentant al evreimii, a cărei memorie o păstrează cu strășnicie. Zoltan Blum a câștigat respectul concitadinilor, bine meritând înalta distinție care a fost conferită cu prilejul zilelor orașului. Se conferă titlul de cetățean de onoare al municipiului Gherla domnului Zoltan Blum. Domnul Zoltan Blum, supraviețuitor al Auschwitz-ului, singurul și unicul evreu al municipiului Gherla. Sunt amintiri din trecut. Totuși doresc toată lumea să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Pentru că a fost o rușine pentru toată lumea, pentru toată Europa. Și vă rog frumos să nu se mai întâmple, învățați copiii, învățați părinții, sau să nu se mai întâmple așa ceva. Sau să oameni nevinovați să ajungă să ardă în crematorii, să ardă în focuri și așa mai departe. Nu mai am cuvinte. Vă mulțumesc frumos! Zoltan Blum reprezintă pentru Gherla un simbol. Așa cum știți sau cum ar trebui să se știe, Gherla, vechiul Armenopolis, este și a fost și este un oraș multicultural, întemeiat de armeni la 1700, așezându-se pe lângă armeni evreii, ungurii și românii. De aceea, pentru o recunoaștere a ceea ce a însemnat el pentru Gherla și pentru suferințele pe care le-a avut la Auschwitz și nu numai pentru asta, pentru faptul că datorită lui am reușit să aducem după 50 și ceva de ani comunitatea evrească care a plecat în Israel acasă la Gherla. Pentru toate acestea fapte i-am conferit domnului Zoltan Blum și probabil că ar fi multe, multe de spus pe această temă. Le mulțumesc orașului că ne-au recunoscut ca oameni și ca naționalitate și nu suntem, cum să spun, suntem văzuți ca oameni, nu suntem văzuți ca... Și asta contează foarte mult, cinstea din partea tuturor, pentru că nu numai primarul, că tot orașul ne cunoaște ca oameni. În mijlocul publicului care l-a aplaudat cu însuflețire pe cetățeanul de onoare Zoltan Blum, s-a numărat și o delegație de israelieni originari din Gherla, reveniți în orașul de Baștină după mulți ani de absență. Datorită domnului Blum, este prezentă astăzi în municipiul nostru o numeroasă delegație din Israel. Sunt cetățeni ai municipiului Gherla care în anii 1960-1970 au părăsit orașul și pentru ca dumneavoastră să-i vedeți cu toții, i-aș ruga pe toți cei care au venit astăzi din Israel să se ridice
în picioare și noi, gherlenii, să-i aplaudăm și să le mulțumim că s-au reîntors acasă. Regăsind zâmbetul din adolescență, Shoshana Klein, stabilită de mulți ani în Israel, a oferit un buchet de flori fostului ei profesor, Iosif Rus, care a primit cetățenia de onoare a Gherlei la venerabila vârstă de 100 de ani. Domnul Rusu, eu sunt Shoshi Klein. Am venit din Israel. Doamna a fost elevă, domnul Rusu a fost profesor. Soarta sinagogii din Gherla, construită în zorii veacului 20, l-a preocupat foarte mult pe Zoltan Blum, care a întreprins diligențe în mai multe direcții pentru renovarea locașului de cult, înainte ca degradarea clădirii să devină irreversibilă. Ajutorul cel mai important a venit din partea evreilor din străinătate, care au înființat o asociație a evreilor gherleni de pretutindeni și ca prim pas au reparat acoperișul sinagogii pentru a evita continuarea deteriorării din cauza intemperiilor. Apoi, cu sprijinul primăriei, în incinta dereticată au amenajat o expoziție de fotografii ale familiilor evreiești din Gherla. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Kidshanu Mitzvotav Mitzvanu Likvoav Mizuzah. Amen. Apoi, potrivit tradiției evreiești, pe tocul ușii a fost fixată o mezuza și cetățenii orașului au fost invitați să-i treacă pragul. Sinagoga redeschisă după mulți ani a fost vizitată de un număr mare de gherleni interesați de istoria evreilor din oraș. Evenimentul a prilejuit o mare bucurie pentru Milu Peleg, cel care a investit mult suflet și energie în acțiunea de salvare a locașului de cult în care petrecuse marile sărbători ale copilăriei. Mi intervezung sinagogat megmenteni, és most remélem, hogy megmentettük, mert megjavítottuk a tetőt, és többet nem megy be az eső, és így, hogy meg lesz mentve, és továbbra gondoljuk a polgármesterrel egy szerződést csinálni, hogy átadjuk az épületet, egy részéből, egy kicsi részéből csinálni egy múzeumot a zsidóságról, a szamosivári zsidóságról, és a többit átadni, hogy legyen ott egy könyvtár vagy egy kultúrház. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ki segít önöknek, kitől várnak segítséget? Segítséget mi szedtünk össze a gerlai... Romániából, ugye? Innen Romániából nem, inkább a szamosivári zsidók, akik Izraelben laknak, ők adtak sok pénzt, hogy javítsuk meg a tetőt, és mostan reméljük, hogy fogunk kapni amerikai zsidókból. Itt volt egy Robert Wexler, szenátor, volt szenátor nevezetű, és reméljük, hogy tőle fogunk kapni nagyobb segítséget. În cadrul zilelor Gherlei a fost încheiat și un acord preliminar de împrietenire între municipiul Gherla și localitatea Kiryat Motzkin, din apropiere de Haifa. Documentul a fost semnat de primarii celor două localități. Aimeti și mătrata bicuzele a sote britarim tomot ben Gherla la Kiryat Motzkin și eu hilufe mișlahot. כולנו יודעים את ההיסטוריה של היהודים פה בגרמניה ובגרלה בכלל, ואנחנו מקווים להחזיר ימים כקדם ולפתוח דף חדש. Datorită domnului Blum și datorită prietenului meu plecat în Israel, Milu Peleg, așa cum îi spunem noi gherlenii, datorită celor doi am reușit să ajung în Kiryat Motzkin și astăzi, primarul din Kiryat Motzkin a venit la Gherla, a însemnat un act de preamiciție, un protocol care prevede pentru început schimburi culturale, schimburi de elevi și, în general, activități cu tinerii. Codă cu el, în Iruțel, a ghid ce a nășim pe pe Gherla, pe Roșahir, că domim la nășim pe Kiryat Motzkin, pe Israel, pe Hlal, chiblut anul pe Hom Rav, וכמו שאמרתי קודם, אני רואה את העתיד בחילופי משלחות, במיוחד של נוער.
ולספוג את התרבות של רומניה, והם יספקו קצת את התרבות של ארץ ישראל. Metropola armeană din Transilvania de odinioară, înfrățită cu localități din Elveția, Franța, Ungaria și Armenia, se conectează și la pulsul vieții din Israel, întărind nădejdea renașterii vieții evreiești din oraș.